ceea ce a fost cândva înaintea mea, părinților. Un viitor interesant și misterios, dar este acum în spatele vostru. Trăit, înțeles, dezamăgitor. Am dat seama că nu sunt special, atât de special cum am crezut. M-am luptat să existe ceva și acum alunec în tăcere. Aceasta este experiența tuturor, a fiecăruia. Specificul nu prea contează. Wow! Nu credeam că o să mai folosești vreodată aparatul ăla. Ții minte când l-ai primit prima dată, așa entuziasmat? Da, a trecut ceva timp de atunci. Totuși, în ultima vreme, pare că nu mai e chiar așa. Ce s-a întâmplat? Păi, nu prea știu cum să explic, dar simt că parcă plutesc în exteriorul corpului meu. Când mă uit în oglindă, urăsc tot ceea ce văd, parcă nu mă recunosc. Urăsc felul în care mă comport, urăsc cum vorbesc, urăsc absolut totul și mi-e foarte frică să, nu știu, să nu rămân cu chestia asta definitiv pe toată viața. Într-adevăr, nu mai ești chiar micul Camil pe care îl știam. Țin minte când mergeai în pădure și făceai poză la fiecare colțișor din natură și, nu știu, vedeai viața și tot într-un mod atât de frumos și natural. Da, nu e chiar așa cum zici tu. Având o familie cum am eu, având o viață cum am eu, nimic nu mai e prea are rost. Interesantă perspectiva e, Camil. Trebuie să recunosc, aproape că mă convinge și pe mine. Totuși, micul Camil pe care îl știu eu, care are încă atâtea întrebări despre viitor, ține să te contrazică. Ce vrei să zici cu asta? Păi, spui că singura ta scăpare este să fugi, nu? Da. Dar dacă totuși nu e așa, ce-ar fi dacă ți-aș arăta și cealaltă perspectivă vieții? Ai încredere în mine? Perspectiva ta nu e chiar așa rea, dar fiind într-o continuă de realizare, nu știu, nu prea știu cum se manifestă fericirea adevărată și cred că va fi un proces îndelungat. Păi știi ce se zice? Viața este o luptă continuă între fericirea de moment și cea de lungă durată.